Hai, salut la toți, eu m-am sculat, astăzi este duminică. Aici îl privim pe, dacă vedeți, pe Jeremy Buendia, care a devenit din nou Mr. Olympia, deja a treia oară. Bravo! A treia an consecutiv deja este Mr. Olympia, la Men's Physique. Bună dimineața la toți! La 6 și 9. Deci, prieteni, astăzi o să vă vorbesc despre ce fac eu într-o zi de duminică. Asta e cel principal. Când trezesc, mereu să bezi un stacan de apă. Forma mea actuală, deci de dimineață. Facem 4 grizi, să ne vedem forma, am pus să facem puțin un bloc. Cel mai bine să-l faci pe stomach gol. O să demonstrez cam aproximativ ce înseamnă aceasta. Să aveți o talie cât mai mică, da? Trebuie să trageți și să țineți cam aproximativ 20-30 secunde. Cât puteți să țineți pe mine, să fie rezultate mai bune. Păi, mergem să ne spălăm pe dinți, să bem un stacan de apă, cea mai principal când trebuie să bei apă. Deci, pentru cine este greu, trebuie să facă, deci am cel următor să aflece puțin, da? În poza aceasta, poate nu e chiar frumoasă, fac în felul următor, ți-mi așa puțin. Lions gone and come. The birds have just begun. Mușchii, am terminat de lucrat foarte bine. O să continu, să termin. Setul, deja vedem mai departe. Dacă nu avem aparat special pentru cardio, unde să putem face cardio, deci ieșim în aer liber, cel mai mult iubesc aer liber, și facem cardio în aer liber. Alergăm cam 10-15 minute, ne încălzim bine. Dacă faci cardio dimineața, te simți tot parcursul zilei foarte bine. Doar înainte, nici un pas înapoi. După puțină cardio, facem puțină gimnastică de dimineață, ne încălzim bine, apoi facem niște exerciții la mușchii abdominali, cam 50 minute. Și apoi mergem să mâncăm. Cam atât gimnastica am terminat-o. Nu vă arăt, a fost o falsă. Mămica cu micuța pisică dorm. Mițișorul. Bună dimineața, te vă treziți deja, e dimineața. M-am mâncat? Deci asta este mâncarea mea de dimineață. Deci aici avem 3 ouă, niște proteine de dimineață și niște roșii, iar aici niște terți de grâu omega 3, care îmi dă grăsimile necesare în parcursul zilei. Cum o să plec până în centru, trebuie să îmi iau un chipiu pe care să-l aleg. Deci o să le pe acesta, cred că. Că sunt în sat și vă fac cu cer. Yes. O să-mi iau și o maică. Un maiou de street workout cu cer și cu un chipiu de street workout cu cer. Fain. Parcă este un timp de ploaie, dar o să vedem. O să ploaie, o să ploaie. Deci suntem la Casa de Cultură, aici se vor petrece luni și marți activitățile sportive, la care cred că nu voi la parte,
dar domnul Dumitru poate să iei parte. El este gata. Eu nu sunt prea gata, acum mă pregătesc pentru alte competiții. Dar acesta este aparat. Aparat. Monster. It's Monster. It's Monster Bike. Foarte multe schițe are. Șcheta lui Dumitru. Dima deja a crescut, s-a antrenat și a crescut. Masa musculară deja e mai mare. Câți kilograme? 67. Eu am 66 și 9. Cu 100 de grame este mai greu ca mine. Deci aici vrem să facem un teren mic de sliver cap. Iar noi ne antrenăm oriunde, oricând. Acum mergem acasă, mi este deja foame, vreau să mănânc ceva. Deci acum pregătim niște mâncare, niște frișcă și niște piept. Piept de pui, miam. Deja mă pot foarte mare de mâncare, dar aștept, mâncăm la timpul său. Deci o să mâncăm niște piept de pui cu niște frișcă și apoi o să meargă niște roșii și niște masline. Deci poftă bună mie și poftă bună și vouă. Neam, neam. Mai mă acuna. Dorm, dorm, minte. Sutrează-te. Păstrează-te. Mamica. Cu peciorul. Deci, prieteni, deja e seara, mergem să facem un mic antrenament. Duminica nu e zi ca să stai să te odihnești, duminica e zi să faci antrenament, să-ți depui tot efortul ca să mergi spre succesul tău și visul tău, care dacă depune mult succes, ți se va îndeplini. Așa că mergem azi la antrenament. Deci, se dăm bătaie. My place in home. Acesta este locul meu unde eu mă antrenez. Nu este nimeni, doar eu și natura. Vă spun ce o să conțină antrenamentul meu de astăzi. Facem câte 4 seturi la bară, 2 flotări la paralele, 4 seturi câte 20 stări la bară, cam de la 10 până la 12. Și apoi să facem deja la biceps, tot trebuie la bară, apoi să fie flotări de la pământ. Deci aici sunt 20 de kilograme. Trebuie să improvizați dacă nu aveți greutăți, nu aveți bani să vă cumpărați, la fel ca și mine. Improvizați și vă antrenați. Mergeți spre visul vostru. Stop! Tot antrenamentul o să-l vedeți undeva aici. Aici, aici sus. Să apară. Mergeți pe link-ul în descriere și vedeți tot antrenamentul meu. Aici, dar noi mergem mai departe. Deci, prieteni, antrenamentul meu acum se finisează. Am rămas doar repetările la flotări și gata. Cam așa are. La moment eu mă filmez acolo, tata cu bicicleta, merg de unde e. Ia uite, foc, trebuie ca. Cineva mă sună. Deci, prieteni, atât pentru astăzi, am terminat antrenamentul. Cred că acum o să merg să beau un shake de proteine, apoi o să merg să mănânc ceva și o să mă apuc de montat video, daily vlog, de ziua de astăzi. Ocupați-vă cu sportul, duceți un mod sănătos de viață, zâmbiți mai mult și bucurați-vă de viață, că viața este doar una. Pace tuturor! Deci acum este ora 10 și 3 minute deja. E timpul să mănânc ultima oară. Acum o să mâncăm niște brânze. Niște brânze de casă, este foarte bună și foarte folositoare, conține casein. Deci mâncăm brânze, poftă bună mie, dacă mâncați și voi poftă bună și nouă și merg să editez mai departe video de azi. E foarte mare și e foarte complicat, dar pentru voi editez. Deci, prieteni, deja este ora 10 și jumate. Suntem foarte obosit, noi mergem la culcare, regimul este regim. Iar eu acesta o să-l puteți deja deja mâine, adică luni. Merg la culcare, noapte bună după pace. We'll be right back.